Visul era înscăpătat de acum și se vedea prin el presupusa realitate. Tu alergai pe întinderea mov și cu surâs argintiu îmi spuneai: privește, aceasta e inima mea, devotatul meu câine ce mă urmează în tot și în toate. Aș vrea să ți-l dărui, dar știi, el există doar împreună cu mine. Oare astfel se poate? Eu încercam să-ți răspund cu glas nerostit, cu mâinile netrezite din somn să te apropii, dar tu alergai pe întinderea mov și surâsul tău argintiu licărea dureros de departe. Căci nu trăiam în același prezent. Și nici nu știam câtă pustie ne mai desparte. Freza, pot să-mi aduc aminte, vocea nu s-a schimbat, de cum acum 30-40 de ani venea la noi acasă să ne arate ce-a mai scris și nu aveam voie să citim noi, eu și Petre, poeziile. Trebuia să ascultăm cum citește el. Musai.